Președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, face un apel public la factorii responsabili din fruntea Consiliului Județean să intervină de urgență pentru remedierea deficiențelor grave reclamate de pacienții Spitalului Județean de Urgență. De asemenea, parlamentarul liberal îi recomandă președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, să nu se mai laude singur prin filmulețe făcute pe bani publici și să depună eforturi pentru a asigura condiții medicale civilizate vâlcenilor, așa cum ar fi normal în anul 2019 într-o țară membră a Uniunii Europene. În unitățile spitalicești din subordinea Consiliului Județean se moare la propriu. De asemenea, există foarte multe semnale din partea pacienților că sunt probleme majore, de la atitudinea personalului medical și până la lipsa medicamentelor necesare sau nefuncționarea aparaturii pentru investigațiile paraclinice. În spațiul public circulă o sumedenie de filmulețe în care domnul Constantin Rădulescu se laudă cu investițiile din domeniul sanitar din Vâlcea, însă în realitate situația este una dramatică. Nu este normal ca în anul 2019, într-o țară membră a Uniunii Europene, să nu existe dotările și medicamentele consumabilele necesare pacienților. Aceste lucruri s-ar putea remedia pe cale administrativă, însă conducerea Consiliului Județean e mai preocupată de imagine decât de asigurarea unor condiții decente pacienților vâlceni. Sper să își revizuiască acest comportament păgubos și să pună osul la treabă în interesul vâlcenilor. Contactat telefonic, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a ținut să sublinieze că a transmis un material video pe tema problemelor semnalate în ultima perioadă de pacienții Spitalului Județean de Urgență din Râmnicu-Vâlcea. Oficial, aș vrea dacă puteți să-mi comentați și mie vis-a-vis de un comunicat de presă transmis de domnul deputat Buican, care spune printre... Am trimis un material video la Vâlcea 1. Aveți toate reacțiile acolo. Am trimis un material video. Bun, pot să vă pun o întrebare sau? Da, vă rog. Voiam să știu și eu cum comentați vis-a-vis de recomandarea dânsului de a nu mai face filmulețe pe bani publici în care să vă lăudați singur și să faceți ceva pentru a asigura condiții medicale civilizate. Veți găsi răspunsul meu, materialul video pe care l-am trimis la televiziunea Vârșoară. Acesta este singurul comentariu pe care îl faceți vis-a-vis de comunicat. Nu am citit acest comunicat, am trimis un material video la Vâlcea 1. Și acolo veți găsi toate precizările legate de situația de la spitale. Am înțeles. Bine. Declarațiile politice ale domnului Buican să și le facă și să fie sănătos. Vă prezentăm acum materialul video primit de Televiziunea Vâlcea 1 de la președintele Consiliului Județean Vâlcea. Trebuie ca toate autoritățile legal îndreptățite să își termine anchetele cât mai curând. Evident că nici eu nu voi sta cu mâine în sâd, adică eu, Consiliul Județean, nu va sta indiferent la această situație. Suntem totuși cei care asigurăm acest management ciudat al Spitalului Județean, în care Ministerul are atribuții, Consiliul Județean are atribuții, toată lumea are atribuții. Însă eu nu sunt o persoană care să lase lucrurile așa. Pentru că ce s-a întâmplat este foarte grav și vorbim de vieți omenești. Și mă rog pentru toți cei care au avut de suferit și să le dea Dumnezeu putere și tărie să treacă peste acest moment, dar vreau ca autoritățile îndreptățite, cei care știu să controleze medici, pentru că, din păcate, Consiliul Județean nu are specialiști să se pronunțe asupra diagnosticului unui medic. Dar există minister, am vorbit cu doamna ministru, m-a asigurat că va trimite corp de control toate instituțiile pe care le are în subordine să controleze ce s-a întâmplat la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, să vedem unde s-a greșit, dacă s-a greșit și cine este, până la urmă, vinovat pentru această situație grea. Foarte grea. O situație în care au ajuns cei de la Spitalul Județean Vâlcea, în condițiile în care noi, eu, președintele Consiliului Județean, Consiliul Județean Vâlcea, asigurăm toate condițiile. Avem unul dintre cele mai curate și frumoase spitale din această parte a țării. Suntem cu proiectarea gata la ambulatoriu. Avem în curs proiecte. Aducem RMN-ul. Facem foarte multe. Am adus aparatură
de zeci de miliarde la spital. Am dat și noi, a dat și guvernul. Am schimbat un cazan care era neschimbat din 1973. Adică facem lucruri pentru a avea o clădire modernă, a avea condiții cele foarte bune de primire a pacienților și iată că trăim astfel de momente. Declarațiile celor doi politicieni au fost făcute în contextul în care doi bebeluși au ajuns în stare foarte gravă la București la începutul lunii ianuarie, după ce au fost tratați de medici vâlceni. Părinții micuților îi acuză pe medici de malpraxis.